mai bogat român pune la bătaie unul dintre cele patru aparate de zbor din flota sa. Este gata să-l ofere gratis politicianului care face pentru sportul românesc ceva ce nu a mai făcut nimeni, să construiască 3.000 de săli de sport. Flota companiei Țiriac Air, deținută de omul de afaceri, este constituită dintr-o aeronavă Gulfstream 200 cu o capacitate de 9 locuri, o aeronavă Bombardier Global de 13 locuri, o aeronavă Embraer EMB 500 Phantom 100 cu 5 locuri și un elicopter Agusta cu 8 locuri. Global 5000 este o aeronavă de tip corporate jet care surclasează aparatele de zbor din aceeași categorie prin stil și performanță. Această aeronavă asigură pasagerilor o experiență unică de zbor, având o viteză de croazieră superioară pe distanțe mari, calități care nu sunt egalate de alte avioane din aceeași clasă. Gulfstream G200 are o capacitate de 9 locuri și poate zbura în principal pe rute din Europa și Asia, ajungând și în Statele Unite ale Americii cu o scurtă escală pentru alimentare. Această aeronavă combină eficient confortul pasagerilor și capacitatea mare a calei de bagaje, cu flexibilitate la aterizare pe aeroporturi mari sau mici. Embraer EMB 500 Phantom 100 aparține categoriei de aeronave ușoare cu reacție. Aeronava este configurată cu o cabină pentru pasageri luminoasă, dotată cu fotolii confortabile din piele, cu o capacitate de 5 locuri pentru pasageri. Țiriac Air operează în medie 450-500 de zboruri VIP charter pe an. La serviciile companiei deținute de Țiriac au apelat în dese rânduri, când au plecat în vizite oficiale, fostul președinte Traian Băsescu și fostul șef al guvernului Dacian Cioloș. Aeronava cu care au zburat este decorată cu elemente din esențe rare de lemn, piele și textile, iar pasagerii au la dispoziție pe toată durata zborului sisteme audio și DVD, servicii de telefonie și conexiune la internet. În mod similar, la începutul anilor 2000, afaceristul paria cu premierul de atunci, Adrian Năstase, că acesta nu va reuși să ridice cele 400 de săli de sport promise în programul de guvernare. Țiriac a pierdut atunci pariul și s-a ținut de promisiune. A dat mașina de 100.000 de euro. Cu avere estimată la 1,65 miliarde de euro, Țiriac este unul dintre cei mai importanți filantropi. Deși nu toate inițiativele sale sunt atât de mediatizate ca în cazul altor milionari din top 300. Ultima acțiune de anvergură este donația pe care a făcut-o către Inspectoratul pentru Situații de Urgență, un aparat care să opereze în misiuni de salvare de vieți. În legătură telefonică directă cu noi, fostul premier Adrian Năstase. Mulțumesc, domnule premier, pentru această intervenție telefonică. Sunteți premierul și politicianul care a câștigat pariul cu Ion Țiriac. I-ați luat mașina, ați construit 400 de săli de sport. Acum își pune la bătaie avionul. Credeți că va rămâne cu avionul sau se va mai găsi vreun politician care să câștige acest pariu? Nu știu cine va câștiga pariul cu Țiriac, nu e foarte simplu cu el, dar sigur că nevoia de săli de sport în continuare este reală. Acum vreau să precizez câteva lucruri în legătură cu pariul din 2004. Programul ca atare de săli de sport figura în proiectul de guvernare și în perioada aceea, Țiriac era președintele Comitetului Olimpic Român și cred că în 2003 am discutat despre acest proiect. El mi-a spus că proiectul nu va fi realizat. Eu am făcut atunci, într-adevăr, pariu cu el că programul va fi îndeplinit. Și, într-adevăr, în 2004 au fost finalizate cele 400, mai exact, cred că 426 de săli de sport. Era un program foarte ambițios. O parte dintre sălile respective erau săli mai mari pentru competiții între școli și Țiriac și-a trimis atunci o echipă și a verificat pe teren dacă într-adevăr ele au fost realizate. A constatat că într-adevăr fusese realizate și s-a ținut de cuvânt. Și mi-a trimis mașina respectivă, care la vremea aceea, într-adevăr, cât valora cam 100.000 de euro. Eu însă, și lucrul acesta vreau să-l precizez, nu am luat mașina, ci l-am rugat ca în contul banilor respectivi, în contravaloarea mașinii, să-mi aducă mingi de handbal, de volei, plase pentru
pentru terenurile de handbal, pentru coșurile de basket, deci o anumită echipare a acelor terenuri de sport. Și într-adevăr, iar acele mingi și acele echipamente, eu le-am dat din partea mea școlilor respective unde fusese construite sălile de sport. Acum, în ceea ce privește ideea lui Ciria, care cred că este o idee comună pentru foarte mulți români, aceea atât de frumos sintetizată de romani, mens sana in corpore sano, și un copii ar trebui, și asta a fost ideea, să aibă nu doar calculatoare, să facă totuși mișcare, este foarte important pentru ei. Și pentru asta, observând că foarte multe dintre multe școli practic nu mai există niciun fel de dotare, educația fizică se realiza în cel de clasă. În aceste condiții spuneam ideea de a construi cel de sport în curtea unor școli acolo unde era nevoie de o astfel de infrastructură a prins foarte bine. Și această idee cred că poate fi dusă mai departe. 3.000 de săli de sport înseamnă însă foarte mult și vor fi greu de construit, de realizat într-o perioadă scurtă. Iar în ritmul în care se schimbă guvernele la noi, nu știu dacă vreunul dintre cei de la guvernare va putea beneficia de câștigarea unei astfel de pariu. Da, asta vreau să vă întreb. Se mai încumetă cineva acum? Este un pariu cu o cotă destul de mare, un avion de lux pus la bătaie pentru 3.000 de săli de sport? Bun. În primul rând, avionul acesta, deci Chiriac, într-un fel, vrea să ajute la rezolvarea unei probleme reale, și anume ministrii, primul ministru, președintele, când merg la anumite reuniuni importante și au nevoie de o deplasare rapidă, ar avea nevoie de un astfel de avion. Nu știu care e cea mai bună formulă, dacă el ar trebui luat în leasing, dacă ar trebui, pentru că în momentul în care ai un avion, nu-l iei și-l ții acasă în garaj. Evident, trebuie să plătești costul. Ai nevoie de un echipament, ai nevoie de întreținere, ai nevoie de piloți, de stewardese, mai ales de stewardese. Deci este destul de complicat. Deci, nu știu dacă va fi cumva acordat acest tratament în totalitate celui care va câștiga. S-a mai discutat? Dar eu cred că este mai, iertați-mă, cred că e mai curând o formulă de a impulsiona, de a ambiționa cumva pe cei din guvern să continue un program pentru săile de sport, ceea ce nu este rău. Nu știu dacă 3.000 vor fi realizate. Unele însă, deci proiectul acesta a avut o anumită evoluție, s-au făcut terenuri de sport, unele dintre ele în zone mai nefericite, și cumva a intrat într-o anumită nepăsare. Acum, probabil că ar fi nevoie de continuarea eforturilor, pentru că vedem bine performanța la nivel olimpic și din toate punctele de vedere a scăzut foarte mult. Fără sport de masă, fără educație fizică, baza de la care vor fi recrutați mai târziu sportivii de performanță va fi foarte limitată. Dacă ați mai avea frâiele guvernării, domnule Năstase, ați onora acest pariu acum? Nu. Nu. Pentru că mi se pare mult prea ambițios. Eu cred că ideea cu bazinele de not pe care tot el a avut-o ar fi foarte bună. Ar trebui lărgită paleta aceasta de opțiuni pentru infrastructura de sport și patinoare de asemenea, și pentru sălile de sport probabil că ar trebui găsite și anumite resurse locale de acum încolo, pentru că nu costă foarte mult, costau foarte mult sălile acelea foarte mai simple pentru curțile școlilor pe care le-am văzut adeseori
mergând în țară, nu sunt atât de costisitoare și poate că și consiliile locale, consiliile județene ar trebui să intre în aceste proiecte, nu doar guvernul. Iar guvernul să se ocupe de chestiuni care sunt într-adevăr prioritare, legate de, sigur, nu vreau să se înțeleagă greșit, ele sunt importante să ele dezvolt în continuare, dar sunt totuși puțini bani, vedem bine lucrul ăsta și de aceea nu cred că de la buget vor putea fi alocate acești bani, iar din fondurile europene, din nou, trebuie chivernisiți foarte bine acești bani pentru a vedea ca ei să meargă și în zone care să fie productive și care după aceea să genereze, da, printr-un efort de multiplicare cât mai multe locuri de muncă și, bineînțeles, venituri la buget. Mulțumesc, domnule Adrian Stase, pentru această